Distracție la maximum timp de 3 zile în piața cetății și în centrul orașului la zilele de vei 2019. Toată lumea este invitată la petrecerea care va avea loc în perioada 31 mai-2 iunie. Programul sărbătorii va cuprinde concerte, spectacole de teatru, dansuri și jocuri sportive, iluzionism, baloane zburătoare și un impresionant foc de artificii. Invitați special pe scena din piața cetății vor fi Connector și Smiley. Programul pe cele 3 zile va fi următorul: vineri 31 mai, începând cu ora 17 la Cetatea Deva, platforma Artilerie Vest, ceremonialul Schimbul de Gardă în cetate. Orele 18, 23 și 30 de minute, piața cetății, recitaluri susținute de Roxana Oșanski, Florin Mureșan, Plate Band, Dev Orchestra, Coas și Connector. Sâmbătă 1 iunie, începând cu ora 10, în piața Victoriei, pe platforma din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, Ziua Copilului, o pată de culoare, baloane zburătoare, iluzionism, pictură fără pensulă, jocuri pe asfalt, jocuri interactive și jocuri dinamice. Clovnul Teo, modelaj baloane, baloane și insigne pentru toți copiii, dansuri cu lebedele mici, arabesc, lebedele mari, Sweet Angels și trupele de dans ale Centrului Cultural din Deva, X Generation și Attitude Dance. Între orele 18 și 23 și 30 de minute în piața cetății vor avea loc următoarele concerte: Bram, Algoritm, The Story, Silvia Toma, Vremuri, Topaz, Gino and Band și, bineînțeles, seara va fi culminată de Smiley, cu un minunat joc de artificii. Duminică 2 iunie, începând cu orele 18 și până la orele 23, în piața cetății va avea loc spectacolul folcloric susținut de Lorena Pascu, Ovidiu Homorodean, Adina Hada, Sorin Filip, Petrică Irimică Miulescu și un recital susținut de Cristian Fodor, Ciprian Roman și Ovidiu Homorodean, iar în încheiere va cânta Liliana Laichici. Spectacolul va fi acompaniat de orchestra de muzică populară condusă de Gheorghe Câlțea. La ora 21 și 30 de minute, Ansamblu Folcloric Național Transilvania din Baia Mare, cu participarea orchestrei și a corpului de balet. Ca la orice petrecere, nu vor lipsi bucatele tradiționale românești, berea, dulciurile și băuturile răcoritoare, meșterii populari, suvenirele și produsele de artizanat.